Am urcat scara în spirală și am intrat pe poarta de lumină. Bine ați venit în ateneul dumneavoastră, rosti piticul proteină. Doriți în biblioteca labirint? N-aș îndăzni. De ce să mint? Mi-e frică și mi-e și cam lene. Mi-e jen așa să nu cumva să dau iama printre gene, să deranjez cine știe ce talent latent. Și așa de o vreme văd că scriu poeme. Ca să nu mai zic că la alteri într-un acces romantic i-am făcut curte creierului cuantic. Atât i-a trebuit. Că nu, că hai în lună și în stele, în universuri paralele, fi ba particulă, ba undă, ba că într-o gaură neagră vrea să se ascundă și eu să-i fiu observator. Uite, uite și acum am cârce la un picior. Dar gata, nu mai... Gata, că de seară trebuie să cânt frumos și așa lumea nu mă mai ia în serios. Bine, zise proteină. Azi e lună plină și vă păsuiesc. Dar să știți că ați ratat un trilion de feluri de a spune te iubesc. Ne-am adunat, Daniela, și îți mulțumesc, așa a fost spontan. Și întrebarea este, venim la întrebare, ne-am adunat pentru cine și pentru ce? Pentru dorința cui și într-o a cui. Gyuri este și e de consistență și prezență în inima noastră, să spunem, metaforă. Durerea că nu mai e aici, că nu mai este aici cu noi, impermanența vieții, rostul ei până la capăt, știi, ce sens are? Astea sunt întrebări pe care le-a pus. Și apoi, și hai să ne pregătim, hai să... Ce ai spus înainte să înregistrăm? Că erau tot felul de probleme tehnice, deci... Hodoron, troncul, la valieră, nu s-a mai împerecheat wireless cu aia. Și acum mergem pe singurul la valieră. E stilul lui Gyuri, ca să zic așa, nu? Absolut. Deci atât de multe asemenea situații se întâmplau încât stăm și ne întrebăm noi degeaba dacă facem pentru noi, cred că facem pentru noi toți. Și nu vreau să spun altceva decât că tot ceea ce nouă ni se pare pierdut, ni se pare pierdut din punct de vedere al percepțiilor, al senzațiilor fizice. Dar nimic nu se pierde. Nimic nu dispare, nimic nu moare până la urmă. Eu scria... Cred că și în interviul acela pe care l-ai luat tu pentru o carte, și cred că și acolo spunea, dar scria și în cartea lui Gândirea copilul realității. Da, uite, uite ce frumos, vezi? Uite, asta înseamnă. Gândirea copilul realității. Copilul realității, da. Creatorul iluziei. Da. Acolo el spune, nu că nu vreau să arăți cartea, nu vreau să, dar sunt pauzele, înțelegi? Sunt gapurile astea pe care de obicei noi nu le avem, să spunem. Dacă am vorbit frumos așa în altă zi și care să n-aibă legătură cu ziua lui Gyuri, poate că nu ni s-ar întâmpla. Da. Dar iată că se întâmplă și dacă se întâmplă, sunt normale, sunt firești, sunt, cum lui plăcea foarte mult, să fie așa cum este. Și și-a ales această lozincă, dacă vrei. Vreau să fiu. Nu cum, vreau pur și simplu să fiu. Trebuie să vezi cine ești ca să vezi ce faci. Această sintagma vieții, pentru că noi ne-am coborât în spațiu-timp, în această sintagma vieții, verbul a fi este înaintea verbului a face și înaintea verbului a avea, chiar și înaintea verbului a exista. Pentru că în momentul în care ești, atunci poți să însămânțezi, folosindu-ți intuiția și imaginația, să însămânțezi ceea ce vei materializa. Puțini artiști au libertatea asta, așa își dau, își permit, știi, să fie liberi. În general, încerca, nu știu, să mai facă niște... N-aș putea să... E mult spus compromis. Gyuri n-a făcut compromisuri. Dar se mai lasă de la el, ca să spun așa. Dar în rest... Nu, el a fost, chiar a fost un om liber, exact așa cum spun și versurile unuia dintre
cântecele lui pe care m-a chinuit cu, de ceva timp să-l recuperez. I'm the free man who's singing. Și este, are chiar și televiziunea română, nu știu dacă mai are, un clip cu el, cu această piesă. I'm the free man who's singing. Și asta era înregistrarea în televiziune, cred că s-a întâmplat undeva prin anul 1992. Asta i-a plăcut să fie. Asta și-a permis să fie, și-a dat voie să fie. Un om foarte liber. Și atunci, nouă ni se pare că ne bâlbuim sau că am uitat cum se numește titlul unei cărți, dar asta este absolut firesc. Sunt niște emoții pe care, oricât de mult am vrea să le controlăm, sunt mult prea mari și autentice ca să ne punem noi controlul asupra lor, nu crezi? Da, miza aceasta a libertății, când îi simțeai prezența, cred că asta avea o formă de, nu știu, emita o formă de prezență, atmosferă. Nu trebuia neapărat să cânte ca să fac, deși și atunci când cânta se genera un spațiu cu totul special. Însă prezența lui era o prezență a consistenței interne. E ca și cum, nu știu, eu traduc în termenii mei. Nu mai avea nici ce să pierdă, nici ce să câștige, pentru că totul era în prezentul vieții lui. Nu mai existau mize după care să umble. Și asta a fost, cred că, și în tot ceea ce a scris, în profunzimea lucrurilor pe care le-a simțit și le-a realizat de altfel. Tu l-ai însoțit în decursul acesta al lui de descoperire a propriei lui ființe, dar cred că el era departe deja când l-ai întâlnit, nu știu. Fascinația zborului, a libertății, căutarea libertății mai exact, cred că le-a avut absolut de la bun început. Oamenii mării au spus, o mare minune a mării sunt scoicile, plâng perle. Păi stați așa, au zis oamenii uscatului, că avem și noi scoicile noastre, artiștii. Asta este calitatea artistului. Aceea, apropo de câmpul pe care îl crea, de spațiul pe care îl crea, că în prezența lui te simțeai și tu la fel. Te simțeai liber de ce? De dorințe, de absențe, de lipsuri. Totul era perfect așa cum era. În prezența, în acel spațiu pe care se crea la orice recital al lui, se întâmplau foarte multe lucruri. Sunt foarte mulți oameni care l-au descoperit foarte târziu ca muzician și mai ales pe scena, cântând, nu făcând umor sau actorie. Și au fost extrem de impresionați, plecau cu regretul că l-au descoperit atât de târziu. Foarte mulți oameni care au simțit această iubire despre care el a vorbit în toate textele cântecelor sale, în toate poeziile sale. Cum era finalul poeziei? Trebuie să descoper. Am ratat atâtea moduri de a spune te iubesc. Trilioane! Așa, de a spune te iubesc. Cum Dumnezeu să poți să generezi astfel de imagini? Să ratezi trilioane și apoi, tot în acest poem, la un moment dat că mi s-a pus cărcel, deci cărcelul și cu spațiu cuantic și cu... avea o capacitate creativă care presupune un spațiu de libertate, pentru mai dintr-o zonă care capacitatea de a te juca predomină, poți să creezi, să fii liber și să ai acest tip de perspective. Și apoi era un om care avea și o capacitate logică de a percepe realitatea. E straniu, știi, logica, deși era cumva, în lumea firelor și a capurilor, nu cred că se băgea, dar avea o capacitate rațională și logică aparte, care rar se întâlnește însoțită de o detentă metaforică și creativă atât de mare.
rog, o formă de echilibru. Spune-mi, nu știu, lucru, ce simți că l-a bucurat pe el cel mai mult și ți-a putut să transmită către tine în viață? Ce a însemnat pentru rostul vieții? Asta e întrebare, de fapt, că întrebă pentru cine? Întrebă pentru noi acum, știi? Da, asta e întrebare care mi se adresează mie. Adică e întrebare super personală. Stai să încerc să înțeleg ce m-ai întrebat. De fapt, l-am întrebat cum crezi că a găsit el răspuns la întrebare. Viața de ce? Da, nu știu cum aș putea răspunde în locul lui. Da. Dar îți pot da exemplu. Cântecul Jocul de a joaca, în care el practic asta spune: mi-am dat seama că viața e un joc. Și de când mi-am dat seama treaba asta, așa îmi place să mă joc și mă joc de a joaca în fiecare clip. Toate convingerile lui sau sistemele lui de credință, cum vrei tu, sunt exprimate în textele cântecelor lui, cu siguranță, care sunt efectiv mărturii. Nu există text care să nu fie conectat cu o stare sau cu un sentiment pe care l-a avut într-un anumit moment. Dar să nu uităm că el era extrem de sincer, extrem, total sincer. Și ceea ce trăia, aia făcea. Că Dumnezeu sau Universul sau cum vrei să-i spui, l-a hărăzit cu acest mult prea mare talent pentru, sau mă rog, nu știu dacă pentru, poate că așa, exact, toate se întâmplă așa cum trebuie să se întâmple, nu? Da, da. Dar, într-adevăr, acest enorm talent și mai exact, ca incapacitatea de a-l exprima oricând, nu incapacitatea lui, ci incapacitatea receptorilor, a publicului, de a fi prezent astfel încât el să dăruiască. Și aici vorbim de multe incapacități. Incapacități care sunt definitorii pentru realitatea aceasta, cred că îl fascinau și pe el, și capacitatea și incapacitatea, toate împreună. Trebuie să-i mulțumesc divinității că am primit de la naștere darul de a scrie, de a cânta, de a face actorie, de a merge, de a vorbi cu oamenii, de a-i vindeca uneori, de a ajuta să vindece, pardon, că de vindecat să vindecă fiecare om singur. Toate lucrurile astea, eu le-am primit. Deci eu, mai mare apreciere ce vrei, să ți se dăruiască atâtea lucruri. Înseamnă că eu nu mai am ce să cer acum de la oameni, dar eram tânăr, nesăbuit, nu știam și aș fi vrut mult, mă duceam la radio, de ce nu difuzați cântecele mele, de ce nu? Acum nu mai fac griji, bine, pun frumos pe YouTube, pe unele, da. Le cânt pe altele concerte, cine, cui îi face plăcere să vină la concerte cu drag și nu mai am grijă, ca și chestia asta, ai născut un copil și îi dai drumul viață, e viața lui. Eu nu pot hotărâ felul în care oamenii să-mi perceapă muzica, să mă asculte cum receptează. Da, vezi oameni noi, vezi... Cum tot timpul văd oameni noi. Bine, ce mă distrează este că mereu mă descoperă cineva cântând și cineva care mă aude pentru prima oară. Au fost mulți oameni care în ultimii ani mi-au spus la ultimele concerte, dacă nu m-am gândit să scot un disc și am 12 albume. Da, asta e un compliment fantastic. Sau unii care au album, primele două albume și nu mai știu nimic de mine și ei cred că eu n-am mai cântat. Și spun, domnule, dar tu mai cânti, tu mai faci. Mă întâlnesc și îmi spune lumea, doamne, nu mai faci nimic, nu te-am mai văzut la televizor. Și am făcut pe chestia asta un articol în care am scris ce am făcut în ultimii 8 ani, n-am vrut să scriu de ceilalți. Și am dat telegrafic ce am făcut în fiecare an din ultimii 8 ani până acum. Și ca să nu mai spună oamenii aceia că, bă, nu mai faci nimic, nu te-am văzut. Da. Inclusiv anul ăsta, vă dați seama, am scos album, care a ieșit, cartea asta de povești. Și ți-a plăcut foarte mult, albumul a ieșit bine, știu că da, a fost mulțumit. Mie îmi place foarte mult, albumul e foarte ok, Electromagnetic Love. Da. A ieșit această carte cu Ciri Ramirez. Iese cartea de poezii și iese și următoarea carte de povești cu aventurile lui Moș Crăciun pentru Crăciun. Ce-mi trăi mai mult?
Da. E da. Suficient de da. Mult, dar tot nu le ajungeam da. Lor, pentru că când, nu mă când văd scoți și tu la ce vor ei. Nu, primul album, da, când da. Scoți. Mi-aș dori acum, venit așa să te întreb, știi întâmplări la care ai fost martor cu el, cum, din viața firească sau ceva care ar putea fi evocat acum? Sigur că sunt multe întâmplări. Că noi suntem povești, de fapt. Noi suntem povești, noi rămânem ca povești, de fapt. Nu rămânem, suntem povești. Suntem povești. Apropo de poveștile pe care, uite aici, nu? Aventurile lui Moș Crăciun, aventurile lui Cili Ramirez, tot povești, povești. Poveștile pentru copii. Apropo de povești, am reușit, pentru că de câțiva ani de zile eu mă tot străduiesc să descoper CD-uri, să descoper cărți, să descoper, în fine. Și am reușit să descoper aceste prime cărticele. Primele cărți de povești pe care le-a scris Curie sunt acestea. Da, dar conțin desenele lui. Și el spune, să nu cumva să vă imaginați, eu am avut o notă foarte mică la desen. A ținut foarte mult să-și ilustreze, deci toate desenele sunt făcute de el. Da. Și au apărut, cărticelele au apărut în anul 1999, pe vremea aceea încă nu aveam firma, editura, dar am creat în cadrul Tempo Music, am creat această editură care se chema Editura Ta. Editura Ta, Tâi Acum Ajustă, Soțul Frumos din Brad, Harald, Regele de Gheață, da. Poveștile lui Iuri. Și l-a înregistrat și în studio, apropo de înregistrări în studio și de cât de tehnic era, învățase anumite lucruri de bază, bineînțeles. Dar dacă se întâmpla cumva ceva, trebuia clar să îi pună mâna pe telefon și să-l sune pe Hagă, pe dragul lui prieten, și care l-a ajutat extrem de mult în privința asta. Nu neapărat că nu se pricepea, nu avea răbdare pentru așa ceva. Știi? Până la urmă, da, el avea o minte sclipitoare, o inteligență și o capacitate de procesare logică foarte mare, dar la ce bun? Că pierzi timpul ăla prețios în care poate admiri frunza în cădere, ceea ce va naște, nu știu ce poezie despre toamnă, nu? Absolut. Și uite, apropo de consumul excesiv de gânduri, dăunează grav serenității. Asta este un crez. Da. Consumul, asta da. Te-a trebuit pus mai des, consumul excesiv da. de gânduri dăunează grav seninătății. Da, această seninătate pe care el a avut-o în mod natural în el, întotdeauna, pe care apoi a încercat, sigur, să o ascundă, pentru că, iată, lumea nu este așa, lumea trebuie să fie altfel. Și știi cum e atunci când sunt atâția adolescenți care bănuiesc că trăiesc același lucru și poate și tu ai trăit, eu cu siguranță, da? Când ai senzația că ești anormal, că trebuie să fii ca lumea și te negi pe tine, negi ceea ce tu știi fără să fii învățat de undeva, te negi pe tine și încerci să fii în rând cu lumea și ajungi după aia 10-15 ani mai târziu să mergi la psihoterapie sau, eu știu, în alte situații mai serioase. Ca să mai trăiască, da. Pentru că ce ai făcut? Ai considerat că dacă sunt mai mulți, sunt mai adevărați. Nu? Și atunci te întorci iarăși la Curie și spui, dincolo de respingerile, el a fost foarte respins. A fost respins la facultatea de actorie când a dat prima oară, da? Prima și singura, să nu se înțeleagă că ar mai fi dat vreodată. A fost respins la admitere, a fost respins de fetele de care se îndrăgostea, a fost, a primit respingeri peste respingeri. Și el întotdeauna asta spunea, am să vă arăt că o să se întâmple așa. Le spunea părinților, le spunea tatălui, de exemplu, tatălui său, care cânta și dumnealui, eu nu l-am cunoscut, cânta și dumnealui cu acordeonul, și am înțeles că avea și el o voce frumoasă,
Îi spunea tatălui despre care nu era de acord să dea Ghiuri la actorie, să facă actorie, vrea să facă și el o meserie serioasă, nu așa, nu? Și cu ghiu, cu vai, cu intervenții, inclusiv de pe la profesori, au acceptat părinții să-l lase să meargă să se înscrie și să dea admitere la actorie. Și după ce a picat, a spus, acum gata, ai dat o dată, acum pune mâna și învață și du-te și tu la o facultate. Aia nu era facultate. Și nici meseria asta nu era o meserie. Și, mă rog, când a terminat facultatea Ghiuri, facultatea de filologie la Cluj, a venit, i-a pus diploma pe masă tatălui și a spus, poftim, ți-am adus diploma pe care ai cerut-o. Acum mă duc să fac ce vreau eu. Și deși a trebuit să meargă și la repartiție, cum era pe vremea aceea, a trebuit să meargă în județul Călăraș la repartiție. Unde a devenit domnul profesor? Nu? Domnul profesor, care era profesor pentru 5 clase, adică avea elevi din 5 clase. Și a povestit cum a fost abordat de un fost elev, devenit bodyguard, un alt, da, om cu viitor în sport, dacă a văzut un accident și așa mai departe. Da. Și... da. Da, și nu l-a uitat niciunul dintre elevii pe care i-a avut. Să fi rămas dascăl, cum ar fi fost? Nu ar fi rezistat. Nu ar fi rezistat. Mm-hmm. Da, în primul rând, pe Ghiuri nu puteai să-l încartiruiești, nu puteai să-l ții într-un loc de genul ăsta. Da, absolut. Asta îl sufoca, pur și simplu. Nu poți, ca să poți să spui de genetica genezei, până și titlul ăsta, genetica genezei, e deja, cum să zic, acum știi, mulți critici începe un metadiscurs, este o arhitectură în atunci când a făcut universul, cum a putut oare Dumnezeu să iubească atât de tare mulțimea vidă, încât să o lase gravidă și ea să-l nască pe unul și el să se dividă. Se pare că Pitagora știa, dar n-a spus nimănui, cel puțin mie așa mi-a spus un specialist în microbiologie celulară din vasul. Uite-te și tu, cum Dumnezeu să pui în asta, să închii Pitagora și cu specialistul din vasul? Este reală povestea. Avea un prieten, da, s-a întâlnit cu un prieten care între timp devenise specialist. Da. Și din vasul, așa? Da, îmi cer scuze, mi-aduc aminte numele. Eu am o problemă cu rețin numele în general. Dar acela este un fragment de realitate, da? De fapt, mai exact, fapt întâmplat. Da? Cum anume, în ce stare se afla Ghiuri în momentul în care a scris această poezie, cum i s-au conectat, îți dai seama câte imagini se derulau simultan, câte ecrane erau în mintea lui, pornind de la... Avea un ecran care era geneza, da? Avea un alt ecran, era genetica. Avea în relație cu ecranul ăsta, prietenul cu care se întâlnise, da? Discuțiile pe care le-a avut cu el. Această capacitate de a păstra active mult mai multe ecrane atunci când creezi, da? Pentru creator, este extraordinar de importantă. Dacă reușești într-adevăr să vezi simultan 5 planuri, ești cu siguranță capabil să faci filmul singur sau să scrii romanul foarte repede. El avea aceste capacități active din totdeauna. În realitate, nu s-a dezvoltat. Uite, bine că ai spus și întâmplător m-am dus la poezia aceasta, purtătorul de cuvinte, nu? Și asta este o carte ilustrată de Carmen Ene și avem 3 materiale inedite pe care le vedem în această înregistrare de la un eveniment făcut Carmen împreună cu Ghiuri, de fapt, cu... La expoziție? Da, la expoziție. Cântecul vântului
știi cum e să fii o floare. Am ști să bem lumina soarelui și am cunoaște taina lui. Ce libere am fi, ce libere am fi, ce liber am fi dacă am ști. Ce liber am fi, ce liber am fi, ce liber am fi dacă am ști. Cum am mers eu? Mă simt prea departe. Genetica genezei, el aici relatează un fapt real, doar tu știi că e real. Da, eu știu și da. Asta înseamnă că el aduce aici o realitate, realitatea specialistului din Vaslui, care vorbea despre Pitagora, este la fel de palpabilă cu ceea ce a spus înainte.
senzat, nu, Dumnezeu cu mulțimea vidă să o lase gravidă și așa mai departe. Și el spunea că noi suntem versuri, suntem, nu vorbim despre. Da. Acest despre care e o realizare mare. Gândirea este despre, generăm modele cognitive despre și ne clivăm de experiența realului și a realității. El și spunea că asta era și funcția artistului, apropo de motto și de convingerea lui. Practic, el a reușit să nu mai dăuneze grav seninătății prin artă și cred că asta era o invitație. Toți dăunătorii noștri interni se potoleau un pic atunci când îi atingeau universul de viață. Sunt căutările fiecăruia, cel puțin, eu știu, în perioada asta de adolescență și prima parte a tinereții, întotdeauna reflectă căutările sau mai precis dorințele. Întotdeauna reflectă ceea ce are în mod natural de manifestat cineva. Dar nu știu dacă astea sunt regulile jocului de a joaca, dar de multe ori se întâmplă să nu li se permită, cel puțin nu în prima parte, să nu fie încă pregătiți pentru a exprima, a manifesta acele dorințe. Raghiri a fost, întotdeauna în mintea lui, a fost că el trebuie să fie pe scenă, el trebuie să fie la televizor, că nu știu dacă am terminat, că i-a spus și tatălui lui că el o să fie la televizor și el o să fie inclusiv directorului școlii din Ulm, unde a fost profesor. Și el a știut de mic copil că trebuie să fie acolo. De mic copil, de când cânta și făcea imitații, o imita pe Vida Drăgan, el asculta foarte mult radio, îi plăcea extrem de mult radio. Și toate, era nedezlipit la șir, erau emisiunile de povești în șir de mărgărite, după era muzica ușoară românească și avea această ureche muzical, auz muzical deosebit, dar pe lângă auz mai e ceva. Poți să ai un auz muzical perfect și să nu poți să imiți pe cineva. De atunci el a știut că el trebuie să fie în ecranul de televizor. El trebuie să fie acolo, da? Cu toate că ulterior și-a dorit foarte mult să facă handbal. De-abia prin clasa 10-a, pentru că n-a mai crescut în înălțime, deci natura, Dumnezeu, Universul, a făcut în așa fel încât să stopeze această dorință și pasiune, era pasionat de handbal. A stopat-o, n-a putut să avanseze pe acest drum. Dacă ne uităm în urmă și știm câteva lucruri de astea despre Ghiuri, o să vedem. Deci el în copilărie a fost clar actor, apoi a început să cânte foarte bine, apoi s-a dus la sport. Pasiune, da, sigur, ulterior a scris inclusiv articole de sport, era invitat să comenteze meciuri importante. Și să revenim, a ajuns în perioada aceea post-adolescentină, spre tinerețe, după ce a avut eșecul cu handbalul, la ce s-a, ce a făcut el atunci? A pus mâna pe chitară și a început să compună și să cânte și a învățat să cânte la chitară. De la orele de pian, anii anteriori, chiulea, nu i-a plăcut foarte tare. Și a învățat să cânte la chitară, apoi a învățat să bată la tobe. El în armată, de exemplu, în formația pe care a făcut-o, formația Fundal, era baterist și vocal, nu chitarist. Da? Și uite așa, te uiți și te minunezi uneori câte lucruri a făcut, dar fiecare element a fost la timpul lui. Și eu cred că această ordine naturală a lucrurilor se întâmplă în viața absolut oricui, numai că noi ne dorim prea mult, prea acum, prea repede și nu avem răbdare să vedem că de fapt ni s-au împlinit lucrurile. Nu avem răbdare să ne uităm la ce avem. Nu înțelegem că uneori a trebuit pur și simplu să acumulăm, să fie o perioadă de acumulare.
Aghiori, perioada de acumulare a fost exact perioada de facultate. Atunci s-a urcat pe scenă, a jucat Ionescu într-un spectacol Ionescu pus pe trupa de la facultate. Atunci a înțeles că ceea ce îi oferă teatrul este ceva ce e mai mult decât și-a imaginat el despre actorie. Dar, din păcate, de-abia foarte târziu a urcat el pe scenă de teatru. Da? A fost etapa, însă, mai departe, acumulare, a fost etapa cu spectacolele divertis, pentru că el a fost văzut de colegii lui pe o scenă în care nu doar a cântat, a și entertained the public, the audience. Da? Deci nu, era tot în el. El făcea lucrurile astea natural, el știa să țină publicul, să-i comunice, dar nu o făcea intenționat. Era natural, era firesc, era ca o conversație firească. A fost o șansă, apropo de ceea ce a devenit Divertis, cu el. Și probabil, nu știu, Divertis fără Ghiuri, nu cred că ar fi putut să aibă asemenea, nu știu, detentă și... Da, teatru a fost, de fapt, etapa, un fel de preteatru pentru Ghiuri, tot ceea ce a însemnat Divertis. Taki, Ianche și Cader? N-aș spune asta. Nu? N-aș spune asta, nu. Nu. Da, dar nici n-aș amesteca lucrurile. Chiar sunt diferite din punctul de vedere în care le-ai prezentat tu. Care ar fi diferențele majore între cele... Adică... Nu pot să spun că a fost o pregătire pentru teatru, pentru că, în realitate, în afară de... Nu pregătire, ci o formă de a fi pe scenă pe care și-o dorea. Sigur că da. Ți-am spus, pentru Ghiuri era important să aibă un spectator și scenă, să fie pe scenă. Bine, scena putea să fie și aici. Absolut. Nu era necat. Și mergea și cânta în ambianțe, să spun, restrânse și nu interesau cât sunt 10.000 sau 3.000. Asta era grozav, era egal cu el însuși. Da, în același timp nu putem spune că era chiar neafectat de situații de genul ăsta, când după anul 2005, cred, publicul s-a tot micșorat, colegii lui erau implicați în alte trupe cu și înainte de 2005, cu Pitiș sau cu cine m-au mai fost, și el a ajuns practic, și-a dat seama la un moment dat că trebuie să-și creeze un spectacol singur, deși lui îi displacea total ideea de one man show. Mulți îl întrebaseră până atunci. Dar așa a ajuns din această și amărăciune și faptul că unui asemenea artist nu poți să-i închizi ușile, că moare, arde pe dinăuntru, se sufocă, nu se poate. El trebuie să expună, el trebuie să dăruiască. De asta este menirea lui pe pământ. Și așa a făcut primul spectacol Life Story în 2008, în 15 iunie. 2008. Țin minte și acum, era o zi de luni la cinematograful Patria, care nu știu exact să spun câte sute de locuri are, dar are câteva sute, sau avea, dacă mai există, nici nu știu dacă mai există. Spre surprinderea lui și a mea, și a noastră, a tuturor, nu știu dacă au fost 100 de persoane. Și nu a fost, și era primul spectacol one man show. Până atunci îl întrebaseră de nenumărate ori, de ce nu faci tu un one-man show? Și a spus, eu genul ăla de comedie, de stand-up comedy, eu nu vreau să fac. Mie nu-mi place așa ceva. El nu a suportat ideea asta. Ceea ce a făcut din Life Story, i-a sigur că era chiar exact cum spune și titlul, povestea vieții. Și povestea din viața lui, apoi
erau când interveneau tot felul de cântece, așa, cât de cât cronologic, să s-a străduit să facă cronologic. Din păcate, filmările sunt foarte proaste. Noi am avut această, nu știu, karma. niciodată n-am avut parte de, când cumpăram, am cumpărat o cameră video, să fie bună, să funcționeze bine. Să face parte bine. Tot din poveștile tehnice. Așa, da? Deci întotdeauna. Și nu am avut nici banii necesari pentru a angaja operatori, camere. Și acest spectacol a fost înregistrat cu camera noastră, care cumpărasem una, credeam că e mai deosebită, era direct pe CD. Numai că CD-urile n-aveau decât 45 de minute, dacă mi-am bine aminte, și se oprea și trebuia să deschizi, să schimbi, să bagi alt CD în momentul ăla. Seama că pierdeai din spectacol, nu? Da, și asta spuneam că, în realitate, amărăciunile astea să nu poată să fie în fața publicului, nu au fost una, două, trei, au fost multe. Să vezi că nu știe publicul. Mulți spuneau, vai, n-am știut. Vai, n-am știut. Mi-aduc aminte că în ultimii ani scria pe Facebook-ul lui, pe contul lui de Facebook, de foarte multe ori. Dacă pun o poză cu o sarma în gură, o să primesc nu știu câte like-uri. Dacă v-am anunțat că o să am recital sau concert sau spectacol de teatru, văd că ați văzut sau ați dat like doar 2-3. Bine, niciunul dintre noi n-a fost cu social media, cu Facebook și așa. Și când am acceptat să ne facem cont, era oricum târziu, iar el la asta se uita și asta remarca. Oamenii, în general, chiar dacă nu vreau să generalizez, dar oamenii, în general, se uită după, au vrut să vadă la el glume. Tu de ce crezi că și-a pus și-a intitulat el volumul Clovnul de Caroș și a scris acea poezie? Melodie pe care am făcut-o prin noastră, care se chema Visând Iubire. Și văd cât o strofă din ea. Visând Iubire. Să vedem. Nu știu cum era. Se întâmplă în viața mea să fiu, să simt în palme câte o floare și vreau să cred că mai există câte o stea de veche pentru fiecare. N-am nicio vină că sunt tânăr, că orice tânăr m-a visat mereu. Nu fac vreun rău visând iubire și-o lume în care să-mi loc și eu. Vladi cânta la pian, asta nu eu. Și-o lume în care să am loc și eu, eu. Da. Yeah. Melodie pe care am propus-o în 93 pentru Eurovision și era un juriu format din vreo 5 oameni, 3 din 5 au respins melodia, deci normal nu s-a dus, a plecat Dida Dagan atunci și o membra a juriului a zis nu putem să trimitem comic la Eurovision. Da. Da. Absolut. Trebuie un om cât se poate de serios în primul rând. Asta apropo normal. De etichete și de faptul că în momentul în care
spui păi și altceva decât bancuri, oamenii spui, uite domne, omul ăsta ce profund este. Nu, dar și cei care spun bancuri sunt profunzi, ei confundă sobrietatea cu seriozitatea. Umorul e un lucru foarte serios, nu este un gen minor, așa cum e considerat, e potrivit major, că e în acorduri majore, că e și vreau să spun că e foarte greu de făcut și de-aia se întâmplă ce se întâmplă. Uitați pe la emisiunile de umor și vedeți cât de greu e să se faci umor. Nu mai prea face. Asta a fost o marcă pe fruntea lui, pe care n-a dus-o cu ușurință. Da. Ce vor oamenii de la tine și ce ești tu în mod real? Și cum răspunzi dorințelor celorlalți? Spuneam la un moment dat că a fost în America și acolo a cerut un autograf unui muzician și din momentul ăla el n-a mai refuzat să fac fotografii, deci nu-i plăcea și să semneze. Însă, uite, chiar și legat de evenimentul din care avem aceste materiale inedite cu Gyuri, știu că în acea seară se făcuse aproape 8 și el urma să plece pe litoral, unde avea în aceeași seară un concert. Da. Și mă întrebam, apropo de dorințe, uneori era prea mult, cred, dar el din tot generozitate deosebită nu putea să refuza, dar încerca să nu refuze, pentru că simțea valoarea de a fi acolo unde simțea, nu știu, iubire, simțea o formă de conexiune. Dar mă gândeam, eu n-aș și pleca la mare, deci a venit la 8 să pleci la mare, ajungea până la 10 și de la 10 să mai fie pe scenă încă o oră jumate, două, mult. Și cred că a ținut-o așa. Dar asta este în general programul artiștilor. Nu e nimic nou pentru cei care cântă, care sunt în zona asta. Programul lor poate să fie absolut incredibil. Turnee dintr-un oraș într-altul în aceea zi, adică deplasări dintr-un oraș într-altul cu spectacol în aceea zi. Asta se întâmplă și cu Divertis. Foarte obositor. Foarte, foarte obositor. Și gândește-te că el a început din 1983-2, nu mai țin minte exact, a început turneele cu Sărbările Sfântei Tineretului. Și acolo, cum a povestit și Adrian Ordean în cartea lui, nu era apă caldă, nu era apă deloc la hotel. Ajungeau la hotel, după un drum de nu se știe câte ore cu autocarul, nu curgea apa, trebuia să se odihnească, să se îmbrace și să meargă la spectacol. Urma un spectacol de 3 ore sau cât era, se întorceau înapoi la hotel, iar nu era apă sau nu era căldură. Toate lucrurile astea sunt imprimate în toți cei care au activat ca interpreți, ca muzicieni în perioada comunistă și după, și încă câțiva ani după. Da? Deci nu s-au terminat lucrurile în 22 decembrie 1989. Mm-hmm. Au continuat încă. Este, pornind de la clown, de la acest chip care e vizibil și de la realitatea internă care e alta, sau la fel și aici, scena și condițiile din spate, și de la faptul că Gyuri a fost un om care a reușit să genereze punți între aceste realități care pentru majoritatea rămân clivate, separate. Da, nu știu în ce măsură am fi putut să facem ceea ce a făcut el. Cred că a avut o energie deosebită și energia aceasta a coerenței. La un moment dat, cred că am fi fost epuizați.
Cum l-ai văzut? De unde și-a... Pentru că ce ai spus în definitiv? Ai spus, în povestindu-l și evocându-l așa, că el a fost un om care a fost de multe ori oprit, refuzat. Nu? Nu i s-au deschis ușile, dar a continuat să meargă. Iar aici este, apropo de cădere, să zicem cădere, sau să spunem, una e să fii susținut sistematic și alta e să ți se închidă o ușă, o dată, de două, de trei, de patru, de cinci ori. Majoritatea, la a treia ușă, deja rămân locului. Renunță. Da, asta nu se întâmplă atunci când ai această... știi că trebuie să faci asta de mic copil, cum a fost cazul lui. Se întâmplă atunci când ne alegem profesiile sau drumul. Când ne facem o alegere conștientă între, mă duc către mate, fizică, mă duc către... Atunci se întâmplă, e greu. Altfel, pentru el n-a fost greu. Pentru el a fost absolut firesc. Când ai spus asta, m-am gândit, e ca și cum a avut o viziune a propriului destin din capul locului. Da, e foarte posibil să numești așa. Da. Și atunci, calea l-a purtat fără efort. Fără efort. Pe de altă parte, știi cum se spune, dăruiești, cu cât vei dărui mai mult, cu atât vei primi mai mult. Există, pe scenă fiind, există un schimb exteribil de energie între actori și spectatori. Atunci când, se obține actorul de teatru, da, în momentul în care are ghinionul să vadă în primele rânduri acolo, pe chipul oamenilor să-i simtă total neinteresați, neimpresionați, trebuie să fie extrem de atent să nu cumva să preia acest tip de energie. Pentru că atunci se sfârșește. Asta înseamnă talentul, să înveți, trebuie să înveți multe lucruri, nu? Ca artist pe scenă. Poți să fii artist în laboratorul tău sau în cabinetul tău sau în atelierul tău de pictură sau de sculptură. Poți să fii artist și așa. Dar în momentul în care ești un artist performer, când trebuie să efectiv să fii pe scenă, lucrurile sunt diferite. Și atunci, cu siguranță, știi cum e, totul e perfect așa cum e. Ți se dă atâta energie cât ai nevoie să faci un lucru. Nu îți dă mai mult decât poți duce. Îți dă atât cât ai nevoie, cu siguranță. Da. Nu se pune problema că nu ar fi fost obosit, nu. După un spectacol, însă entuziasmul și toți hormonii aceia minunați care s-au, este atât de mare încât nu mai poți adormi, chiar dacă ești obosit. Nu mai ai cum să adormi. Și da, mai este și dorința de a continua să rămâi. Da, cum se întâmpla uneori să vină prieteni după ce se termina un spectacol, ori că era cu Divertis, ori că era un concert de-al lui, se întâlnea în fiecare oraș, în oriunde Ghiuri se întâlnea cu cineva, inclusiv în orice țară ar fi mers. Și cred că una din lucrurile, cum să cheamă asta, nu, anecdotă, să zic așa, este că eram în Germania, am mers în vizită la fratele lui, în 1994, cred, se întâmpla asta, și fratele lui ne-a dus, cumpărasem o mașină second hand, am pornit, am ajuns cu greu, da. Ne uitam cum treceau, cum bâjeau celelalte mașini pe lângă noi. În fine, am ajuns în fața porții și brusc, deci noi până atunci ne mai opriseră pe drum, brusc s-a făcut baltă, s-a spart radiatorul. Ce ne facem, ce ne facem? Să cumperi un radiator în Germania, cum și aveam noi banii mulți, așa. Da. Ei bine, mergem la un service. Cine era mecanicul? Din ce țară era mecanicul? Din România, bineînțeles. Asta e una. Câteva zile mai târziu ne duce Ioji, fratele lui, în vizită la Stuttgart, să vizităm orașul. Am intrat, era o stradă pietonală cu ceva magazine, dar nu gen mall-uri.
Și zicea, hai să intrăm aici, că trebuie să-mi iau și eu niște șosete și lenjerie. Și zice, hai să intrăm un pic. Am intrat și eram puțin mai încolo, mă uitam, așa ce mă uitam. El era fix la raionul cu lenjerie intimă. Și tocmai se uita să vadă ce se-și aleagă. Și fix în momentul acela apare o doamnă drăguță care spune, vai, domnul Pascu, nu pot să cred că vă întâlnesc aici. Vă rog frumos, vreți să faceți, să-mi dați un autograf. Pe vremea nu era cu fotografii, că vreau să zic, vreți să faceți o poză cu mine, dar nu era încă. Da, și uite așa, da? Cel mai... Asta este o situație. Nu e foarte ușor să fie o persoană atât de cunoscută și să nu poți să-ți faci cumpărăturile. De altfel, eu nu mergea la cumpărături niciodată în România, nu? Nu ar fi fost o idee bună. S-a mai întâmplat să mai meargă, eu știu, într-o florărie sau în parfumerie, dar nu pentru asemenea cumpărături. Când îți pierzi intimitatea, pentru că era de îmbrăcăminte intimă și tema este câtă intimitate mai ai chiar când vrei să cumperi ceva intim și cum se-ți simte asta, pentru că poate că mulți își doresc să devină populari sau cunoscuți imaginându-și că așa măcar te-ar recupera câte ceva din, mă rog, ceea ce simt că au pierdut irreversibil apropo de admirație măcar sau... Dar cred că nu e deloc simplu să nu mai poți să ai spațiu personal, pentru că oamenii intră în spațiul tău și îți cer. Poate că, apropo de clown, lui au cerut deseori să rămână în rolul de, cum se spune, de om care aduce zâmbetul. Da. Asta este o nevoie, pentru că viața e prea serioasă uneori, știi, de întâmplări. Și el aducea această distanțare necesară, pentru că toată ființa lui a însemnat nu o teorie despre, ci o experiență și o realizare a realității. Dacă nu o să pot să realizez niciodată adevărul și tocmai realizând asta, ai realizat adevărul. Corect, așa este. Tot asta e din viața adevărului. Da, da. Să poți, deci, să ai această capacitate de observare, pe să spunem, un spațiu personal, care, în mod paradoxal, în mod, să zic, relațional, social, era încălcat. De toți cei care veneau spre el, cerându-i să se molipsească de la el cumva, cu puțină neseriozitate destinală, până la urmă. Pentru că asta este esența fundamentală. Dacă iei viața prea în serios, spitalul și cimitirul e garantat rapid. Dacă reușești să rămâi în acest spațiu de creativitate, de bucurie, de a te juca, e lux. Asta spunea și vorbea, atinge-mă și pe mine cu ceva din capacitatea ta de a vedea realitatea diferit. Da, el a înțeles lucrul ăsta, nu avea de gând să renunțe, dar pe de altă parte, în parcursul său ajunsese într-un moment în care vroia ca oamenii să înțeleagă, să-l vadă și altfel, nu doar cu acei ochelari. Absolut. Eu nu sunt doar ăsta, eu mai am și alte lucruri și simțea, cel puțin după 2007, cred încoace, simțea extraordinar de tare nevoia de a împărtăși lucrurile. Puține scrisese și în cărți, dar cumva își dorea să devină un fel de nu știu, istorisitor, aș spune. Istorisitor, pentru că nu-mi place să-i pun niciuna dintre celelalte etichete. Povestitor, dintre ale sufletului. Dintre ale sufletului și ale vieții. El a dat extrem de multe sfaturi, foarte, foarte multor tineri care veneau la el și
îi cereau sprijinul. Tineri care vreau să ajungă, să cânte, să așa, să ajungă pe scenă sau să ajungă la vreo televiziune, el le explica că nu pune pile, că nu, el nu suportă chestia asta. Dar le dădea acest sfat: tu fă-ți treaba ta cât mai bine, dacă tu crezi, dacă ăsta este adevărul tău, cândva, nu se știe când, se va întâmpla. Tu fă-ți însă treaba. Și îl dădea mereu de exemplu pe Hagi, care a spus la un moment dat într-un interviu exact cuvintele astea: eu mi-am făcut treaba mea cât am putut eu mai bine. Succesul și banii nu au fost în capul meu, că au venit după aceea, da, dar eu, tu fă-ți treaba ta cât mai bine. Și asta spunea, asta le spunea și Ghiuri, dar trebuie să fii total sincer. Ca să faci diferența între eu îmi doresc, de fapt, faima, eu îmi doresc să fiu un influencer, îmi doresc să fiu, nu știu, o persoană publică recunoscută sau o vedetă, cum era, acum sunt alte cuvinte la modă, atunci erau cuvintele vedetă. A-ți dori să fii vedetă este una, și a fi și a-ți exprima ceea ce ești e cu totul altceva. Da? Ghiuri nu și-a dorit să fie la televizor. A spus: o să vedeți că eu voi fi acolo. El nu a vrut să fie la televizor. Nu s-a dus la să bată la ușa cuiva. Primește-mă și pe mine la televizorul tău, la televiziunea ta. Nu? Deci astea sunt diferențele. Când vorbim despre un artist cu A mare, cum îmi place mie să spun și mă repet, vorbim despre această totală onestitate, despre libertate, despre totală libertate de a fi ceea ce este. Sigur că se întâmplă pe un parcurs să primească, nu știu, să aibă eșecuri, să spunem, sau să aibă reușite mai mici. Se întâmplă să îi se închide ușa în nas, da, sigur că da. Dar dacă asta e crezul tău, pentru asta este talentul pe care l-ai primit tu, nu coerența poți. Și consistența cu ceea ce este tău, cu ființa ta, în definitiv, e restul și toate va veni pe deasupra. De fapt, eram un povestitor dintr-o împărăția cerului, ca să zic așa, în împărăția pământului, sau mă rog, cerului pe pământ. Putea să fi pus pile, știa o mulțime de oameni, cu siguranță, dar alegea calea perenă, nu calea circumstanțială. Cred că asta a fost de la bun început. Consecințele fiind efectul profunzimii experienței pe care ai cu tine însuți. Asta e ceva. Probabil că profunzimea experienței cu el însuși, și apropo de șaman, el a fost un ghid, poate, ghid spiritual. Da, dar deși sună ciudat, dar este adevărat. Asta a fost, deci dacă te uiți în cărțile lui, când spunea după 2007, După 2007, iartă-mă că te întreb, da. Să fie foarte scurt, după 2007 el mi-a spus: și băi, mie îmi vine să mă retrag din toate astea, și eu la mănăstire nu mă duc, dar să mă retrag undeva. Vroia pur și simplu să se retragă, să renunțe la toate cele și zice, și să vină oamenii la mine și eu să le vorbesc. Da. Să vină oamenii la mine și eu să le vorbesc. Da. Să le vorbească din inima lui împlinită. Asta a fost, de fapt, restul, că a fost glumețul de conjunctură, de fapt, cel care a putut să vadă lumea altfel, de fapt. Știa apropo de clown, bufonul regelui, care avea o capacitate de perspectivă asupra realului, că a putut să folosească limbajul emoții al cântecului, al poeziei, toate astea, de fapt, au fost, cred că, apropo de foile de ceapă, asta e cu viața, că e o foaie de ceapă, că dacă nu se lasă cu lacrimi, dacă nu ajungi în zona inimii, de fapt, nu faci nimic, toate astea au fost expresia vocației lui de maestru spiritual. Eu așa zice, Ghiuri a fost un maestru, să nu zic mai, apropo de celibitare, că se numea maestru zen,
un maestru zen. Maestru pentru valori perene, care știe manual de instrucțiuni, instrucțiuni de folosire ale existenței. Acum nu știu ce m-a apucat, eu am spus că niciodată nu o să scriu poezii, numai texte de cântece și așa. Și până la urmă m-a apucat acum, de o săptămână și ceva, nu știu cum, un șuvoi de asta de inspirație, de poezie și am scris multe poezii pe care sunt convins că luna asta le scot într-un volum. Super. Care volum probabil se va numi Poeme de adormit mintea. A, și să zicem acum din ele, să vedem ce mi-aduc aminte, dai să mă gândesc. Am scris. Îmi place și să râd, îmi place și să cânt, dar cel mai mult și mai mult pe acest pământ, arbore de pâine mi-ar plăcea să fiu. Să hrănesc oamenii care rătăcesc în pustiu. Asta e una dintre ele, care se numește Baobab. O alta se numește Cronica unei vizite neanunțate. Nu știu când și cum minciuna și-a făcut cuib în mintea mea. Stătea acolo și prin ochii mei se uita la televizor, la suratele ei. Într-o zi, Tamnesam se gândia să coboare pe coș în inimă, în casa iubirii, ca să minte s-o aburească. Iubirea o chemase chiar în ziua aceea pe Nora Jones să-i cânte. Și pentru atmosferă aprinsese focul în șemineu. Mai zic? Ok, mai zic una scurtă. Cerul și omul plâng când dau ceva de curățat. Dar oare câte păsări ai văzut să plângă că au atâta de zburat? Noi acum ne întâlnim astăzi pentru a îl evoca, deși e prezent noi și miile de oameni care l-au cunoscut, de ziua lui, la melodia la jumătatea vieții. Când e jumătatea vieții? Da, el atunci a fost întrebat de foarte multe ori apropo de titlul acesta, de piesa asta. Și spunea, vreți să știți adevărul despre mine? Ascultați-mi cântecele, ascultați cu atenție textele. El a simțit că a ajuns la o jumătate, în miezul, nu la o jumătate, în miezul vieții. Dar ar fi sunat pentru un album de muzică, să spui în miezul vieții, ca titlu, ar fi sunat destul de ciudat. Bine că nu s-a temut el să-și pună orice fel de titlu, dar a spus ok, hai să sună mai bine la jumătatea vieții. Dar în miezul vieții. Punctul central. Și când ajungi în miezul vieții și când înțelegi că tot ceea ce, toate poveștile pe care ți le-ai spus până în momentul acela, tot ceea ce percepi este pur și simplu, vorba lui, un joc, o poveste, ce poți să mai... Ar fi penibil să te apuci să plângi. Pur și simplu râzi. N-ai ce să faci altceva decât să râzi, să spui, vai, uite ce am trăit eu, ce suferințe, câte am adunat, câte lacrimi, câte greutăți, câte... Și am ajuns aici și îmi dau seama că, de fapt și de drept, totul era o poveste. Toate sunt niște povești pe care ni le spunem, ni le construim în mintea noastră.
E o diferență de perspectivă apropo de Ecleziastul și totul e zădărnicie. Nu despre asta, nu când zădărnicie, e ca și cum vezi un fel de gol, de vid, de nonsens, dar din potrivă ceea ce a spus el, e ca și cum a reformulat Ecleziastul, a spus, nu e așa, e un joc, nu are însemnătatea pe care noi credeam că o are. Da, noi, știi, fiind marcați, limitați, și preluând, cum să spun, lăsând contextul să determine conținutul. E exact invers. Textul și contextul, asta era o altă temă. Era o altă temă care plăcea, da, de asta mi-am și amintit. Majoritatea învățăm să ne adaptăm și să facem bine în funcție de context. Din felul ăsta ne pierdem noi ca și conținut. Textul, da. Da. Noi suntem textul care generăm contextul și nu invers, ne diluăm în contexte ca să putem să ne adaptăm lor. Și uite așa putem schimba contextul. Da, noi putem altera, putem aduce schimbări în mediul nostru și el a adus, slavă Domnului, foarte multe schimbări. Sunt foarte mulți oameni care i-au mulțumit pentru, nu știu, pentru un gând pe care l-am citit într-o carte, pentru o stare pe care au trăit-o la un concert. Mi-aduc aminte, nu știu să spun cine persoana, dar care a venit și după un concert și a spus nu credeam, n-am vrut să vin, eram teribil de trist, teribil de amărât, pur și simplu eram într-un moment în care nu mai știam ce pas să fac mai departe. Dacă să mai fac pe unul sau nu. Și intrând la concertul lui Gyuri, bineînțeles că a plecat vindecat. Și au fost foarte mulți asemenea oameni care i-au transmis, care unii i-au spus direct, alții i-au mai scris poate în mesaje, dar astea sunt adevăratele bucurii. Pentru că și pentru un maestru spiritual, eu nu cred că un maestru spiritual autentic stă acolo călare pe un jilț și se uită la, ca un, reproduce faimosul sistem, nu? Se uită la supușii săi cu superioritate și... Da. Da? Ăla nu este maestru spiritual. Are guru business. Are guru business, da. Da, deci nu. Să vezi... Să te poți bucura că cineva care s-a intersectat cu tine nu ți-a fost elev, nu ți-a fost, ți-a fost spectator pentru o oră sau pentru două ore. Este cam povești de zen în care se produce transmisia. Transmisia însemnând corect. Un fel de influență, influență de sens și de rost. Și nu e necesar să urmezi, nu știu, o întreagă tehnologie, o întâlnire simplă de o seară este suficient. O întâlnire de o secundă poate fi suficientă. Da, da. O privire poate să fie suficientă. Dar atunci când aceste lucruri se întâmplă, atunci când se întâmplă, degeaba ni le dorim. Degeaba le căutăm cu ardoare. Cu cât le căutăm cu ardoare, cu atâta să ne îndepărtăm și mai mult. Aici ar veni următoarele cuvinte logice, ar fi let it go, nu letting go. De-abia atunci, într-adevăr, când renunți, îți găsești libertatea. Atunci te eliberezi de toate perspectivele limitate în care, așa zisul context, te-a obligat. Nu te obligă. Asta, aici era foarte greu de înțeles, Gyuri. Aici era extrem de greu de acceptat. Cum să nu te obligem mai, Gyuri? Când, uite, că trebuie să faci aia, trebuie să plătești aia la altă, trebuie să... Da, dar nu te obligă nimeni. Și era foarte greu. Sigur, veneau mulți și spuneau, e, da, tu ești Gyuri Pascu. Eu port numele ăsta, e adevărat, dar nu m-am născut nici în platou de filmare, nu m-am născut mai rar perspectiva asta a oamenilor, că suntem foarte bogați. Și odată, deci, în afară de faptul că aveam mari probleme cu plata facturii de gaz, la un moment dat a reținut el un exemplu, nu stăteam încă, stăteam în apartamentul meu încă și aveam la etajul 7 o familie care nu avea prea mulți bani.
Și copilul, la un moment dat, îl vede pe Ghiuri, era nebunit la vremea aia cu Coca-Cola. Nu vreau să fac reclamă, dar asta e. Deci, 5-6 litri pe zi, dacă se putea, îi bea. Și la magazinul de lângă bloc, făcea ce făcea și iar se termina sticla de cola, iar trebuia să meargă la magazin. Și așa, văzându-l copilașul, văzându-l o dată, de două ori, de trei ori și așa, a spus, zice, da, dar vezi, Ghiuri e bogat, el poate să-și cumpere și 3 sticle de cola. Și acum vin lacrimile, sincer îți spun, când mi-aduc aminte. Este o... A fost atunci un... drama asta a lumii, inegalitatea, felul în care sistemul obligă un copil, pentru că era un copil de, nu știu, cred că avea 9 ani, să zic, obligă un copil să ajungă să facă asemenea, să judece în felul ăsta, să se gândească în felul ăsta. El așa pus în clipa aia, așa, dat sentința. Din momentul acela, acel copil a știut că dacă el va avea bani să-și cumpere 3 sticle de cola, că probabil și lui îi plăcea, atunci o să fie bogat. Și de atunci, și din clipa aceea, el a făcut legătura că banul este foarte important în viața lui ca să obții lucrurile care îți fac plăcere. Și de așa se perpetuează lucrurile. Vă spun, a fost atât de emoționant atunci, atât de... Ți-am zis, pe mine m-a copleșit și pe Ghiuri. Tristețea asta a lumii, știi? Total, absolut. A faptului că circumstanțele ne, practic, ne închid ne închid perspectiva asupra vieții efectiv și de unde și până unde. Când ai spus cu Coca-Cola, știi, cu, în ce măsură rostul tău ca ființă? În sticlă de Coca-Cola sau în bani pe care se ia? Și mi-a venit în minte dintr-un alt context copii din Africa care până la, nu știu, 5, 6, 7, 8 ani n-au mâncat un măr și își doresc un măr să mănânce. Să zicem de tot de ziua lor exclus. Și atunci sărăcia, într-adevăr, sărăcia în sine și nu mai o sărăcie externă, e o sărăcie internă, perpetuată. Diferența, vezi, e un miracol. Cât Chico sau Coca-Cola putem să bem, nici n-am pus problema. Cred că asta a adus un fel de conștientizare, sau nu știu, o invitație la a realiza miracolul a tot ceea ce avem, comparativ cu ceea ce am putea pierde sau n-am avea, dar nici de discriminare ne lipsesc. Da, niciodată nu ne gândim că sunt alții care suferă și, adică poate ne gândim așa câteodată. Sunt alții care suferă sau au niște lipsuri sau au niște probleme mult mai mari decât le avem noi. Întotdeauna există un asemenea grad, un asemenea termen de comparație. Întotdeauna mai există cineva care e mai rău decât tine. Dar noi acolo, în egoismul ăsta nostru, în fantastica individualitate, ne răsucim și spunem, vai, eu sunt blestemat sau eu n-am noroc sau mai știu eu ce. Sigur că și el a trecut prin asemenea momente uneori. Dar tocmai pentru că a văzut adevărul, ulterior a încercat să-l transmită și altora. Nu mai privi că în momentul acesta nu ai luat examenul sau nu ai luat premiul. El a fost... n-a fost luat în seamă, din punct de vedere muzical, cu adevărat. Nu a fost. Pentru că, repet, oamenii, de fapt, vroiau de la el, le convenea lor, asta aveau ei nevoie, de partea asta de umor, de veselie. Dar el era mult mai mult de atât. Și nu poți să-i pui o ștampilă, să-i spui că era doar actor, ca să nu mai spun comediant, un cuvânt care... Nu avea neapărat, nu-i făcea neapărat bucurie. A venit în minte, apropo de Ghiuri, maestru spiritual, și cred că despre asta este cea mai, nu știu, un cuvânt, o aproximare mai bună, din zona valorilor perene și a
la Osho sau toți, numai glume, umorul este un indicator de la flexibilitate, adaptabilitate, capacitate autoreflexivă și implicit de maestrie spirituală. Mm-hmm. Evident, este doar o marcă, da. Și să poți să ajuți oamenii prin chiar și prin asta este mare lucru și l-a făcut-o cu prisosință. Și face în continuare, pentru că se uită oamenii în continuare la tot ce a însemnat fenomenul divertit și la el. Da, 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 se uită, am văzut și eu pe YouTube că sunt foarte multe. Calitatea în sine, da. Da. Da, cu atât mai mult asta dovedește că au mare nevoie de asta, că nu cred că sunt nostalgici neapărat. Pur și simplu au nevoie de asta. Adică suntem într-o situație similară cu ce a fost înainte de 90, da? Da, Daniela. Trec timpurile peste noi. Ce rămâne? Nici nu știu dacă contează ce rămâne și pentru că eu nu știu dacă ar conta ce rămâne în urmă, pentru că în urmă e trecutul și nu e clipa și nu este actualul. Trebuie să fii nebun, în definitiv, ca să poți să trăiești în acest univers al impermanenței și al imprevizibilului, să te bucuri. Știi, nebunul care înainte să copleșească valul vieții, se bucură de salvarea, nu știu, unei fruct sau de mirosul unei flori. Așa că asta, întâlnirea noastră, este o floare pe care îi oferim lui Gyuri astăzi, acum, într-o manieră directă și inexplicabilă, să spun, cu bucurie. Sigur, nostalgiile țin de durerile noastre și de incapacitățile noastre de a putea merge mai departe, așa cum suntem. Și, în fine, e dincolo de cuvinte. Bună încheiere! E foarte important pentru oameni să fie liber și în ceea ce recepta, să nu mai stea să le spună cineva ce să facă. Pentru că din cauza asta ei trăiesc în suferință. De mici li s-a spus, trebuie să faci aia ca să ajungi ceva, trebuie să faci ca să ai un rost în viață. Și tot scrisesem așa o poezie, că tot căutând un rost în viață, s-ar putea să pierzi chiar rostul vieții. Exact aia, da, că omul în goana lui Dupaur, alchimistul în goana lui Dupaur a ratat peisajul. Ratezi exact ceea ce cauți. Hai. Și în special momentul prezent. Mai avem vreo 5 minute, așa. Vorbisem să cântăm cu ceva. Ce ai ales? Okay. Păi, voi aștepta să cântăm, voi că aștepta. E o piesă pe care ai ascultat-o și o știi. Da, hai să vedem cum iese. Știi voi aștepta. Vorba al bunic mea, iese cum iese, iese nu o să iasă altfel decât așa cum iese. Așa cum... Și oricum, noi cam așteptăm tot timpul ceva, apropo de faptul că nu ne consumăm prezent. Uite ce... Asta e o melodie care despre o așteptare care n-are așteptări. De-aia e foarte frumos. E de fapt faptul că se numește Voi aștepta, dar de fapt vorbește despre o răbdare care n-are timp și spațiu. Aștepta. Până vom fi
aștepta. Peste efemer, eu voi aștepta, până când totul va fi cer, eu voi aștepta, până la murgul clipelor, eu voi aștepta, până vom fi din nou doar spor. Eu voi aștepta. Până vom fi doar respirând, eu voi aștepta. Vom fi doar gând din gând, eu voi aștepta. Până vom fi iar roua plâns în zor, eu voi aștepta. Până vom fi iar cântec și culori, eu voi aștepta. Iubirea mea, superb.